15 noiembrie 1979, cu două ore înainte de răsărit, independența, mândria flotei comerciale românești, se pregătește să treacă Bosforul. Vine din Libia și se îndreaptă spre portul Constanța. Are la bord 95.000 de tone de petrol crud, atât de necesar unei industrii românești aflată la apogeu. Totul se desfășoară conform planului, până când petrolierul este lovit de o altă navă și explodează în inima Istanbulului. A fost cea mai mare tragedie pentru Marina Română, în care 42 de persoane și-au pierdut viața. Cu toate acestea, dezastrul a fost trecut de regimul comunist la strict secret. Independența era un colos. A fost construită în anul 1977 la șantierul naval Constanța, prima dintr-o serie de 5 petroliere de mare tonaj comandate de Ceaușescu, cu scopul de a asigura independența de petrolul rusesc. Nava amirală a flotei comerciale românești a beneficiat de tehnologie de ultimă generație. Măsura 303 metri în lungime, 46 de metri în lățime, iar înălțimea maximă era de 61 de metri. Propaganda comunistă nota că pentru construirea ei s-au folosit 700 de kilometri de sudură, 150 de kilometri de cablu și 100 de kilometri de țevi. Realizată după un proiect spaniol, Independența ascundea sub puntea principală un adevărat hotel plutitor pentru membrii echipajului. Era dotată cu piscină, avea sala de forță, avea un club, mese de tenis de masă, table, remi și din astea. O asemenea realizare a oamenilor muncii nu putea să treacă neobservată. Pe 28 mai 1977, nava primește, într-o ceremonie organizată cu mare fast, botezul de lansare la apă. Se spune că e bine să boteze o navă, o boteze o femeie. Aceasta a fost Elena Ceaușescu, iar Iana a fost instruită ca o sticlă aceea de șampanie care a aruncat-o să o arunce cu o anumită forță. Și sticla s-a atins de bordaj, dar nu s-a spart. Asta pentru marinari e un semn rău că nava aceea va avea o problemă la un moment dat. După numai câteva voiaje, problemele încep să apară. Rapoartele din Arhiva Navrom consemnează o serie de avarii. Noi mai multe reparații le făceam în voiaj decât le făceam în șantier. Așa era obiceiul. Industrializarea, cale unică de lichidare a înapoierii economice, de industria avea nevoie de petrol, iar voiajele se succedau fără pauză. O altă notă trimisă de pe navă cu doar câteva săptămâni înainte de ultimul voiaj arată starea deplorabilă în care ajunsese vaporul în mai puțin de 2 ani. Independența nu poate pleca. Stop. Echipajul este complet, dar de adunătură. Incompetenți pentru exploatare. Stop. Nava în permanent pericol. Stop. În flotă, dacă nu aveai relații și bile, te dădeau pe petrolier, din navele cele mai periculoase. Fiind petrolier, unii ziceau că e bombă plutitoare. Comandantul de drept al Independenței în primele 16 voiaje a fost Constantin Preda. Plecat în concediu, i-a lăsat nava pe mână lui Dorinel Mihai. Nici el, ca și restul marinarilor, nu a grea ideea de a naviga pe un petrolier. Cu două săptămâni înainte de ultimul voiaj, își depune demisia. Comandantul vrea să scape de petrolier și în ziua când noi ajungeam în România, îi se expira preavizul ăla de 15 zile. Și ca niciodată, care mergeam cu 14-15 noduri, de data asta am mers cu 17-18 noduri. Spun eu că mi-am grăbit la moarte. Noi veneam din drumul ăsta de aici, venea așa și ăsta ieșea pe aici, drumul n-avea așa bine. Ioan Gomboșanu este astăzi singurul supraviețuitor de pe Independența. A dus la capăt două voiaje. Al treilea a început pe 6 noiembrie 1979 cu 45 de membri ai echipajului la bord. După ce nava a fost încărcată cu țiței, a pornit spre Constanța. Comandantul anunțase că va coborâ ancora în port pe 15 noiembrie, la ora 19. Pentru a ajunge la destinație, Independența trebuia să străbată întâi Bosforul, o fâșie de apă lungă de 30 de kilometri și lată de numai 700 de metri în cel mai îngust punct. Cursul apei de-a lungul strâmtorii se modifică de 12 ori de la intrarea sudică și până la Marea Neagră. Este singura cale navigabilă din lume în care există 5 tipuri de curenți. Toate aceste lucruri o fac extrem de dificil de traversat. Chiar și cei mai experimentați comandanți apelează la serviciul de pilotaj din Istanbul când ajung în Bosfor. Piloții turci urcă la bordul navelor pentru a-i ajuta pe capitan să treacă în siguranță dintr-o parte în cealaltă, prin virajele periculoase.
Era puțin trecut de ora 4 când Independența se îndrepta cu viteză redusă spre punctul de îmbarcare al unui asemenea pilot. În momentul ăla am sesizat o navă care a avut o mișcare dubioasă. Eu cu șeful mecanic eram în babord, unde a avut loc și accidentul, și l-am semnalizat cu lanterna, am dat cu tifonul, comandantul i-a luat pe radio, n-au răspuns la niciun fel de chemarea noastră. Am întors și venit și a lovit între 3 și 4 aici, în halul ăsta. Era ora 4 și 35 de minute, ora României, când cargoul grecesc Evriali a intrat în plin în petrolierul românesc. Navele se aflau la aproape 2 mile de malul asiatic al Istanbulului, în dreptul digului de la Haydar Pasha. Și ne-a auzit cu această probă, care a fost ca și un cuțit, și a tăiat tabla care avea 22 de mm grosime. A tăiat-o și în momentul când a tăiat-o, a invadat țițeiul afară din tank. Din cauza ciocnirii celor două nave, s-a format o jerbă de scântei. De atât a fost nevoie pentru ca petrolul să se aprindă. Prima explozie atât de puternică a fost că s-au spart datorită suflului geamurile pe o rază de 10 km în Istanbul. După explozia primului tank, haosul se instalează la bordul Independenței. Tot vaporul pe partea stângă ardea. Barca din partea stângă, deci nu s-a mai putut folosi. Toată lumea, instinctiv, ne-am dus la barca din partea dreaptă. Dar nici barca asta nu a putut să o dăm la baltă, noi așa spunem, la mare. Și comandantul, la un moment dat, dându-și seama că barca nu se poate coborâ de acolo, a anunțat ca să abandonăm nava fiecare cum putem. Conștienți de iminența unor noi explozii, marinarii încep să se arunce în apa rece a mării de la aproape 20 de metri înălțime. Deci nu am aruncat printre primii. Prima dată s-au aruncat pe doi ajutori mecanici care erau mai în vârstă decât mine, cu 10-15 ani. Eu având atunci 26 de ani, de atunci chiar s-au făcut 36 de ani. Aflată la câteva mile în fața Independenței, nava românească Banat asistă la toată scena. Comandantul Șoitu trimite în țară primul telex care anunță accidentul. La intrarea pe Bosfor, la Serai, Independența a făcut explozie, la ora 4.35. Se afla în urma navei Banat. 4.38, a doua explozie. Din cauza flăcărilor nu se distinge nimic. Nu a răspuns la VHF. 4.47, a treia explozie. Sis, 1.5 mil rüyet varmış, 1.5 mil. One and a half mile visibility. Din Sersu Mercan este pilotul care a traversat Bosforul la bordul navei grecești. Cu 20 de minute înainte de coliziune, coboară de pe Evriali și se îndreaptă spre stația de pilotaj. Ultima instrucțiune pe care o dă comandantului grec Alekos Adamopoulos este să țină banda de navigație din partea dreaptă la un curs de 260 de grade. O sabah 4 sularında Kavak pilot istasyonunda Evriali'ye bindim. 5 çeyrek geçe gemiden ayrıldım, indim. 5.35 civarında da bu Evriali ile Roman tankeri çarpışmıştı. Nimeni nu-și poate explica de ce capitanul grec a făcut această manevră. Benim öğrendiğim kadarıyla biraz iskeleye almış, 160 almış. 30 derece iskeleye almış ama onun nedenini bilmiyorum. Puțin după ora 5, un alt telex zguduie liniștea de la Navrom Constanța. Independența a fost colizionată de o navă la intrare Bosfor. A luat foc, arde, se aud explozii, orașul în picioare. Bir gürültüyle birdim, patlamayla uyandık. Hemen koştum ben kole, bir baktım kayınvalidenin üstüne cam olduğu gibi paramparça olmuş, yıkılmış. Karşı tarafa baktım bir siyah bir duman, arkadan bir kırmızı alev çıktı o ağaçların arasındaki yerden. Gökyüzü portakal rengi kırmızı. Bu kiremitler, evimin üstündeki kiremitler yukarı fırladı ve tekrar aşağı indi. Bu ev nasıl sallandı? Yerinden oynuyormuş gibi. Locuitorii Istanbulului au fost treziți de un zgomot infernal. Mulți dintre ei au crezut inițial că a fost vorba fie de un cutremur, fie de un atentat terorist. Kemal Ayusel are 85 de ani, dar își aduce aminte perfect acea dimineață de coșmar.
A luat binoclul, s-a dus la geam și a realizat pe loc că avusese loc un accident pe mare. Mazambi patlamaydı. Anlatamam yani. Onu hissetmeniz lazım. Burada olmanız lazım ki onu hissedesiniz. Kulaklarınız patlayacak gibi yani dehşet bir şeydi. Sabahın dördünde beşinde uyanmak nedir biliyor musun o gürültüyle? Şok oldu insan. Oamenii povestesc că pe străzi domnea o atmosferă ca de război. Casele, construite la numai câțiva metri de apă, aveau mai toate geamurile sparte. Peste tot numai cioburi, urlete și disperare. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a distrus și vitraliile moscheii Sfânta Sofia și ale palatului Topkapı, vechi de sute de ani. Şimdi bu independanta patladığı zaman bizler o zaman çok küçüktük. Yani çok küçüktük. Büyük bir gürültüyle patladı. Ve yakın çevrelerde camlar sarsıldı. Bizler dışarıya fırladık. Sanki deprem oluyor diye. Deprem oluyor diye düşündük. Sonra günlerce bunun dumanı çıktı. Salacağa gider, eski Salacağa giderdik biz oraya. Durmadan bu Independenta'nın dumanını seyreder. Merak ederdik. Çünkü aşağıya indim ve gördüm. Yani bir gemi yanıyor. Cayır cayır yanıyor, patlıyor. İnsanlar havalarda yanarak sulara düşüyorlar. Aproape că nu există om pe care să-l întreb despre independența care să nu-și aducă aminte câte ceva. Büyük bir patlama oldu. Etraf, duman, sis, fuz. Çok iyi hatırlıyorum. Galiba pazar günüydü. Bayağı korktum o şeyden sonra. Halkın gittiği yere gittiğimizde tepe noktadan yangını daha net gördük. Hem uzaklaşmak hem de daha net görmek amacıyla arda arda büyük patlamalar devam ediyordu. Patlayan parçalarımız üzerinde düşeceğinden bile endişe. Alevler böyle denize yayıldı. Alevler böyle o mazot tankları, petrol. Petrol böyle denize yayıldı. İki aya yakın bayağı yandı. Foarte mulți au avut de suferit pagube însemnate de pe urma exploziei. Birden bir her taraf aydınlandı. Kıpkırmızı oldu her taraf. Ay dediğim perdeler alev aldı, yanıyor. O şekilde bir şiddetli şey. Ondan sonra o gürültüyle camlar açıldı. Bir kısmı kırıldı. Hemen ön tarafa geçtim. Ondan sonra büyük bir gemi gibi mi de belli değil. Alev almış, yanıyor ve insanlar haykırıyor. Hepsine koşuyorlar. Böyle bir aydınlanma oldu. Sonra bir karar mı oldu? Bir daha aydınlandı. Meğer gemi patlamış. İlk patladığı anda bizim eve kadar geldiğine göre, İstanbul'un aşağı yukarı yarısını aydınlattığına göre boyutu çok yüksekti. Üstünden koşuyorlar ve bir iki tanesi denize atladığını böyle gördük. Atladı, iki kişi zannediyorum. Cei doi meccanici erau în fața mea în momentul când m-am aruncat în apă, deci vreau să fiu fost al cincilea, al șaselea, dar nu-mi dau seama că poate s-au aruncat și în alte zone a vaporului. Ăștia doi ajutori mecanici erau în fața mea la vreo 100 de metri, 150 de metri. Și la un moment dat i-am găsit la morgă, morți amândoi. Între prima și a doua explozie nu au trecut decât 3 minute, un timp prea scurt pentru ca cei care s-au aruncat în apă să apuce să se îndepărteze de epavă. Toate bucățile de tubulatură deasupra vaporului erau rupte în bucăți în momentul exploziei și bucățile acelea probabil că i-a lovit în anumită zonă a corpului și i-a fost fatală lovitura. Mai mult decât atât, petrolul care se scurgea din navă s-a răspândit rapid în mare. Am simțit pe față ceva unsuros așa și am dat cu mâna, iar în spate fiind lumina de la foc, dar și când am văzut negru, am zis, ăsta sunt, acum vine și focul aici. Am schimbat cadența și am avut focul, să zic așa, 7, 8, 9 metri în spatele meu. Găldura focului îmi încălzea omoplatul, având pe mine îmbrăcăminte. Marea luase foc, își amintesc martorii. În lumina degajată de petrolul care ardea, marinarul Ioan Gomboșanu a văzut infernul. Îi vedeam ce se întâmplă în spate. Pe mulți i-a apucat focul din urmă. Dădeau disperat din mână, dar n-aveam cum să-i ajut. Abia m-am salvat pe mine. A notat așa aproape o oră, mai bine de 2 km, timp în care filmul propriei vieți i s-a derulat prin fața ochilor. În momentul când a fost jocul cu moarte, așa îmi place mie să spun, când focul a fost aproape și eram murdat de țiței pe față, atunci mi s-au derulat în față toată viața. Și, în general, dacă am făcut ceva rău. Deci... Și ați făcut ceva rău? Am făcut o prostie.
fiind băuți cum văd de-al meu, își luase mașină, nu se găseau ștergătoare de parbriz și se mai împrumutau ăștia de ștergătoare de parbriz de la unii la alții. E, mie asta mi s-a arătat în față. Deci în momentul în care aveați impresia că o să măriți, v-ați adus aminte de două ștergătoare furate? Cred că a fost patru, că nu am să aibă și pentru altă dată. Da, așa e omul. Se crăpase de ziua când Ioan Gomboșanu a ajuns la mal. Un om cu o barcă l-a pescuit aproape de țărm. Acolo m-a preluat o mașină, un Mercedes. Ăla n-a ținut cont că sunt ud, că sunt murdar. Mi-a dat un plovăr de-a lui, m-am îmbrăcat și m-am dus la Haida Pașa la spital. Acolo mi-au pus pături pe mine, dar am tremurat în jur de 8 ore. Deci intrasem în hipotermie. Echipajul navei grecești a scăpat ca prin miracol, doar cu răni minore provocate de geamurile sparte în explozie. Evriali s-a îndepărtat la timp de zona periculoasă, fără să ofere niciun fel de ajutor marinarilor români. Capitanul Adamopoulos a fost prins la scurtă vreme și arestat de paza de coastă turcă. Între timp, în Constanța, vestea accidentului ajunge întâmplător la rudele celor de pe vas. Mama mea a lucrat toată viața teleimprimator Telex la CFR. Și ea a fost printre primele persoane înștiințate prin natura meseriei. În dimineața aia ieșea din tură de noapte. Și chiar în momentul schimbului cu următoarea colegă a primit telexul. Și atunci colega i-a spus: Caliopii, ai văzut telegrama asta? Cristina Boroiu nu era încă născută la momentul accidentului. Tatăl ei, Marin Boroiu, intrase în flotă de 6 ani. În anul 1978, marinarul s-a îmbarcat pe Independența. Avea 30 de ani, iar soția sa era însărcinată. Tot ce știe despre ce s-a întâmplat cu tatăl său este din poveștile pe care le-a auzit în familie. Numai că nu îndrăzneai să adresezi prea multe întrebări, dar nu aveai cui. Nu exista o persoană la care să-ți bași la ușă și să spui: domnule, ce s-a întâmplat? Spune-mi și mie, eu sunt văduva lui Cutărescu. În lipsa unor certitudini, familia lui Marin Boroiu n-a renunțat să spere. Și toți îmi spuneau: și dacă trăiește, și dacă trăiește și nu mai poate să vină în țară, dacă și-a făcut o viață în altă parte, dacă. Adică 1000 de semne de întrebare au fost. Tragedia s-a petrecut în preajma celui de-al 12-lea congres al PCR. Din acest motiv, regimul a decis să ascundă adevărul despre dezastru. În ziarul Scânteia de-a doua zi a apărut doar o știre ascunsă în pagina 5, fără a oferi niciun detaliu referitor la numărul victimelor. Reporterii Digi24 au studiat mii de pagini din arhivele securității pentru a vedea cum au încercat autoritățile comuniste să mușamalizeze dezastrul. În dosarul de obiectiv Independența, o decizie a Consiliului Oamenilor Muncii de la Navrom Constanța hotărăște să existe discuții separate cu fiecare familie sau rudă a membrilor echipajului. Trebuia să li se spună că tancul românesc a suferit grave avarii și că toate părțile implicate lucrează pentru înlăturarea grabnică a acestora. Vom lua toate măsurile posibile pentru salvarea echipajului și a navei, se spunea chiar dacă situația victimelor era deja cunoscută de autorități. Cu toată opoziția securității, știrile încep să circule și, în scurtă vreme, toată Constanța află de tragedie. Eram în port și am ieșit dimineața, deci era prezența pe la 6, așa, ca să ieșim în rad. Și a venit un grup de ai noștri care au trecut pe la birouri și acolo a aflat. Deci pe la 7, așa, am aflat. Ovidiu Cotlearenco este fratele geamăn al lui Leonard, șeful electricienilor, care a pierit pe Independența. Leonard n-ar fi trebuit să fie pe navă în acel voiaj. A rămas el în concediu, puțin, o zi, două, nu știu cât a fost. Băiatul fiind nou, de acolo care l-a schimbat, nu s-a descurcat așa repede. Și au hotărât să-l cheme din concediu și să plece în voiajul respectiv. Și așa a fost. Ăla a fost ultimul voiaj. Ca și Leonard, Ovidiu Cotlearenco este tot marinar. Nevoia l-a împins să treacă prin Bosfor la câteva luni după accident. Primul voiaj când am plecat, am uitat acolo. Am venit pe spre seara așa și am văzut epava acolo. A fost greu.
După accident, Ioan Gomboșanu a petrecut aproape o lună în Turcia, timp în care s-a întâlnit cu ceilalți doi supraviețuitori, Sorin Mihăilescu și Dragoș Voicescu. Împreună au fost preluați de comisia de anchetă venită de la București și puși să dea declarații despre cele întâmplate. Cel mai dureros și cel mai grav pentru noi a fost când ne-am dus la morgă să recunoaștem pe cei decedați. Deci colegi care cu 24 de ore înainte am mâncat la aceeași masă, să te duci să-l vezi în morgă ars pe față. Sicriele erau trimise în țară în serii de câte 7 sau 8. Rudele care se adunau în fața întreprinderii așteptau răspunsuri. Nu le-au primit însă niciodată. În momentul acela nu se știau foarte multe, încă mai veneau informații și fiecare își căuta nebunit mortul. L-am adus acasă și l-am mormântat a doua zi. Nu ne-am uitat ce a fost acolo, cine a fost, că sicriul era sigilat. Alții au fost însă curioși să vadă pe cine înmormântează. Bunica n-a rezistat, a desfăcut, veniseră împachetați niște, nici nu știu, celofane, nu știu cum să le spun, niște saci speciali. N-avea voie să umble. Prilej cu tăcare, a văzut că nu e tata. Adică tata ar fi avut niște semne distinctive, gen o operație la plămâni, tata nu avea dinți puși în gură, omul respectiv avea, din câte mi s-a povestit mie, și o altă vârstă, nu 30 de ani ca tata. Sora lui Chiriță Degeratu, marinar pe Independența, a așteptat 2 săptămâni să primească vești despre fratele ei. În hârtiile Navrom, el apare ca fiind printre cei identificați. Ne-au spus că nu avem voie să-l desfacem și bineînțeles că noi, familia, l-am desfăcut de 2 ori. El avea și un semn mai... avea o strungă destul de mare și plus de asta avea și tatuajul pe mâna dreaptă. Nu. Pentru că cel pe care l-a dus la groapă nu era fiul ei, mama lui Chiriță nu a avut liniște până când a închis ochii. Până când a punit aproape la 86 și jumătate de ani a murit și veșnic o găseam la poartă și ea l-aștepta. Am căutat fiecare să îi spunem că după atâția ani de unde să vină ea. Eu, dacă nu eram sigur că X e X, eu nu spuneam să uite altă de altă cu părerea. Deci eu n-aș fi vrut să trimit pe nimeni acasă să fie mortul altuia. Dar acum, să mă ierte Dumnezeu, acum chiar dacă am îngropat pe altcineva și am fi fost după vapor de acolo, e unul din cei care i-au fost făcute datinele străbune. Asta e, să ne ierte Dumnezeu pe toți, asta e. Numai nu se putea face nimic, deci nu se cunoșteau, erau arși, fața era asta complexă și dacă nu avea niciun semn în particular, după ce să recunoscă. Singura despăgubire pe care rudele celor 42 de decedați sau dispăruți au primit-o a fost suma de $10.000. Și asta la ani buni după accident și după procese nesfârșite cu statul român. Cei care au supraviețuit au primit doar așa numitul sac al marinarului, o sumă modică cuprinsă între $1.200 și $1.800, în funcție de poziția pe navă. Statul român și-a recuperat în întregime pagubele suferite. Independența era asigurată pentru $40 de milioane, iar încărcătura contra sumei de $21 de milioane. Autoritățile turce au stabilit că vinovăția aparține 90% capitanului grec, iar 10% lui Dorinel Mihai, pentru că a încercat să traverseze Bosforul cu un petrolier pe timp de noapte. This is, I understand, the closest point of where the accident happened, right? Yeah, just in front of us, somewhere there. Therefore, it was really big disaster. The wreck will remain here and will burn here. We call it 2 years because the accident happened in November 1979, still burn at 1980. Therefore, we say 2 years and the wreck will remain somewhere here around more than 1 year. Saim Oghuzulghen a fost pilot de strâmtoare și capitan de cursă lungă. Cazul petrolierului românesc îl pasionează în mod deosebit. This is the report, one of the report for Independente. You see, report of the Independente. What does it say? How the operation done? What happened?
Le predă studenților de la Academia de Marină din Istanbul un curs despre siguranța navală în strâmbtorile turcești. 1980, about 28,000 vessels was passing in a year. But now 55,000 is meaning double. Is meaning every 10 minutes one of the ship passing from here. Tocmai din cauza traficului din ce în ce mai mare, în anul 2003, turcii au înființat un centru modern pentru paza de coastă, din care supervizează orice mișcare pe mare. Echipa Digi24 a avut acces în premieră în interiorul acestei facilități. Datele statistice arată că de când a fost inaugurat sistemul de control prin radar, nu au mai avut loc coliziuni de nave în Bosfor. Birçok imkanımız var. Yani daha önceden bu fark edilirdi çok büyük ihtimalle ve gerekli uyarılar yapılarak bu kazanın olmaması sağlanabilirdi. Brave Leader, Sektör Kadıköy. Dincolo de miile de geamuri sparte, independența a lăsat și altfel de urme pe malurile Bosforului. Poate și datorită ei, astăzi circulația navală se desfășoară într-o mai mare siguranță. Ondan sonra bir takım kurallar çıktı bazen. İşte tüzük konuldu. Gemilerin belli kurallar içerisinde geçmesi için her bir kazadan sonra uluslararası ciddi kural ve yaptırımlar çıkarır. Epava navei Independența a fost scoasă la suprafață la mai bine de 4 ani de la accidentul naval din Bosfor. Resturile au fost tăiate în bucăți și vândute la fier vechi. Singurul lucru care a fost recuperat de pe navă este limba clopotului. Obiectul este și astăzi păstrat la Muzeul Marinei din Constanța. Până acum nu există niciun monument ridicat în memoria celor dispăruți pe 15 noiembrie 1979. În urma lor au rămas 30 de văduve și 41 de copii. Pentru ei, independența nu va fi niciodată motiv de sărbătoare.